La Muzeul Municipal Călăraș a avut loc miercuri 15 ianuarie vernisajul expoziției de fotografie realizată de Florin Rădulescu. Fotografiile vor rămâne expuse până pe data de 15 februarie. O expoziție de fotografie. De ce fotografie? Pentru că asta îmi place să fac. Asta fac. Pe foarte mulți poate că îi deranjez, de câte ori mă văd cu aparatul și... Bine, și cu telefon. Bănuiesc că și voi faceți fotografii cu telefonul destule, după peste tot. Cel puțin văd aici un loc. Știam că sunt profesorii de geografie cu care avem o colaborare la muzeu de 5 ani. Art geografica, care a evoluat de la fotografie, să spunem, obișnuită cu un aparat clasic, la fotografie cu telefonul și manipulare a imaginilor fotografice. Adică, încetul cu încetul, lumea se adaptează și folosește ustensilele din vătare. De ce fac fotografie? Că bănuiesc că ar fi o întrebare pe care mi-ați adresat-o. Pentru că îmi place ceea ce văd de foarte multe ori și ceea ce văd este vorba de lumină, în principal. Cum pică lumina ori pe fața cuiva, ori pe spatele cuiva, ori în ochiul unui animal, ori prin frunzele unei plante. Vorba de o pasiune. Dacă îți place ceea ce faci, încerci să îi faci și pe alții să guste plăcerea ta. Și cred că asta am încercat, cel puțin de când m-am înscris pe Facebook, să-l folosesc ca o expoziție ambulantă și permanentă. Cred că acum nici eu n-aș avea răbdare să stau să mă uit în toate fotografiile pe care le-am pus acolo. Pentru că a fost așa un soi de gazetă de perete, cum mai făceam o fotografie și mi se părea ceva, mergeam într-o deplasare sau ceva, acum puneam acolo. Și în felul ăsta s-au strâns.